Păianjenul din peșteră. Bobiță și Buburuză, Fulgușor și Baltazar adunau frunze colorate în pădure. Deodată se auzi un plânset. Ai auzit și tu asta, Bobiță? Întrebă Buburuză. Da, vine dinspre peșteră. Să intrăm și să vedem cine plânge. Au intrat tot mai adânc în peșteră cu teamă. Deodată observară de unde se auzea plânsul. O mică gâză de flori plângea cu disperare. Vai, ce s-a întâmplat cu tine, gâză mică? De ce plângi? M-am rătăcit în peștera asta întunecată și nu mai găsesc ieșirea. Cum mai ajung eu la căsuța mea? Se tângui micuța gâză. Cum te cheamă? Întrebă Bobiță. Biluță, răspunse micul rătăcit. Haide, nu fi trist, Biluță! Îți vom arăta noi drumul spre căsuța ta. Îl liniști Buburuză și îl strânse protector în brațe pe noul lor prieten. Dintr-o dată se auziră sunete ciudate și înfricoșătoare din adâncul peșterii. Toți se îmbrățișară tremurând de frică. În clipa următoare apăru un păianjen mare și veninos care le strigă furios. Cine m-a trezit din somn? Ce căutați voi în peștera mea? Să fugim! Strigă Baltazar și toți o luară la fugă. Haideți să ne ascundem aici! Zise Buburuză îngrozită și toți se ascunseră după o stâncă. Spre norocul lor, păianjenul nu-i observă. Dar Biluța începu iar să plângă și păianjenul văzu grupul pitit după stâncă. Bobiță și Buburuză, Biluță, Baltazar și Fulgușor o luară iarăși la fugă cât de repede puteau. Dar vai! Baltazar se împiedică de o piatră și păianjenul îi ajunse din urmă. Micii fugari, speriați, căzură unul peste altul. Bobiță își apără curajos prietenii cu un băț ascuțit. Pleacă de aici, păianjen urât! Strigă el. În timp ce Bobiță îi distrăgea atenția păianjenului, Fulgușor și Baltazar îl înconjurau cu o funie lungă. Buburuză îl apăra pe Biluță pentru ca păianjenul să nu-l atace. Într-o clipă, l-au legat fedeleș pe dușmanul lor cel fioros. Ai dat de belea, zise Baltazar mulțumit. Păianjenul încercă să se elibereze din strânsoarea funiei, dar nu reuși. Cuprins de panică, începu să plângă. Dar n-am vrut să vă fac niciun rău. Niciodată n-am făcut cuiva rău. Eram doar supărat că m-ați trezit. Vă rog, dați-mi drumul. Vă voi arăta ieșirea din peșteră. Chiar nu ne vei face niciun rău? Ne promiți? Întrebă Bobiță. Da, vă promit! Haideți, urcați-vă pe spinarea mea să vă scot de aici! S-au urcat cu toții pe spinarea păianjenului și în scurt timp au găsit ieșirea. E timpul să ne luăm rămas bun! Mulțumim de ajutor, păianjenule! Spuse Fulgușor. Să mai veniți în peștera mea! Să ne revedem! Între timp,
Biluță adormise în brațele lui Buburuză. Ce ne facem acum cu el? Întrebă îngrijorată Buburuză. Să-i facem un cărucior, propuse Bobiță și se apucară de treabă. Au făcut căruciorul dintr-o coajă de castan și roțile din crenguțe tăiate. Oare unde o fi căsuța lui? Știu eu, strigă Fulgușor. Pe colină, la umbra ciupercuțelor, este o casă mititică, cu ferestre în formă de lalele și cu acoperișul plin de flori. Cu siguranță aceea e casa lui Biluță. Când au ajuns la căsuță, Biluță se trezi în cărucior. Deschise ochii somnoros. Ia te uită! Asta e căsuța mea! M-ați adus acasă? Vă mulțumesc din toată inima! Noapte bună, micuțule! Somn ușor și altă dată să nu mai mergi singur în peștera întunecată, căci te vei pierde din nou! Spuseră Bobiță și Buburuză și, în semn de rămas bun, îmbrățișară îndelung mica gâză de flori. Sfârșit!